Am învățat să privesc moartea ca fiind ceva normal. Anca Sână Serea a trecut prin nenumărate drame și momente dificile de-a lungul vieții, pe care nu le dorește nimănui. S-a născut în Tecuci, un orășel mic de provincie. Nu-i plăcea deloc aspectul ei fizic și se simțea inferioară față de celelalte fete de vârsta ei. Departe de ea gândul de a avea o carieră în modeling. Însă, destinul a avut planuri mărețe pentru femeia care este astăzi. Așa l-a cunoscut și pe Philip Poplinger, un celebru om de afaceri. Au avut o relație fericită de aproape un deceniu. Finalul a fost, din păcate, traumatizant pentru Anca. Nu se aștepta niciodată ca un om care nu a fost bolnav în viața lui să se stingă văzând cu ochii. Ultimii 3 ani ai relației i-au petrecut în spitale, deoarece iubitul ei suferea de o boală cumplită. După ce a aflat că logodnicul este bolnav, modelul a încercat tot ce a stat în putință pentru a-i salva viața. Îmi place să cred că, și vreau să cred cu încăpățânare chestia asta, că undeva, cândva ne vom întâlni cu toții. Au mers la peste 30 de medici din toate colțurile lumii. S-a tratat la cele mai prestigioase clinici din Statele Unite ale Americii și au cerut chiar și ajutorul vracilor din India. Toate aceste încercări nu au afectat-o numai fizic și psihic pe Anca Sera, ci și financiar. A cheltuit mai mult de 200.000 de euro pentru tratamente și călătorii și a realizat astfel că nici toți banii din lume nu îți pot aduce sănătatea. Philip s-a stins din viață sub privirile ei, la doar 36 de ani. A lăsat în urmă o iubită cu o durere imensă în suflet și cu 2 copii, care să îi amintească mereu de el. Cui să ceri ajutor, nu te plângi oricui, nici pe el nu-l chem să vadă, că a lăsat în urma lui suflet gol. Am trecut peste durerea aceea. Încerc să-mi aduc aminte de lucrurile frumoase și de anii aceia pe care i-am trăit alături de un om minunat. Dar soarta a avut grijă de ea. Norocul i-a surâs și l-a întâlnit pe Adrian Sână. După cum povestește chiar Anca, prima dată au vorbit la un interviu pe care i l-a luat chiar ea, în timp ce lucra ca reporter pentru un post muzical, ce a impresionat-o la el și viceversa. Cântărețul părea fascinat de faptul că cea care se afla în fața lui era atât de frumoasă și însărcinată. Își dorea și el foarte mult un copil, dar aștepta femeia potrivită. Vreau să mă privesc în ochii tăi, poate nu mă crezi că spun că s-ar putea să nu ajungă miliarde nopți să te... Ne-am revăzut după, cred că 4 ani și jumătate, într-un karaoke bar. Ne-am salutat. Tu cum erai atunci? Când era furtună. Era furtună. De-a lungul timpului a avut, clar, o misiune nu simplă. Sunt convinsă. Dar nu mi-a arătat niciodată că, nu știu, e descumpănit sau vrea să dea înapoi. Pentru Anca a contat enorm faptul că cel care i-a adus din nou zâmbetul pe buze a fost acceptat de copii. Între ei doi nu a fost dragoste la prima vedere, dar ușor, ușor, Adi Sână a devenit omul de bază al unei femei puternice. M-a cucerit cu bunătatea lui. A contat foarte mult faptul că copiii l-au primit frumos și că a reușit să se apropie foarte mult de ei. Acum, cei doi au o căsnicie frumoasă și o familie mare. Se iubesc nespus de mult și se susțin reciproc. Deși drumul ei prin viață nu a fost unul lin și a fost nevoită să treacă peste o mulțime de greutăți, acum se bucură în sfârșit de liniștea de care avea atât de multă nevoie. Pentru o secundă,